Într-adevăr, în primul rând, sigur, acesta este deja o știre. Donald Trump va fi cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite. Numărătoarea voturilor a decurs foarte repede și claritatea rezultatului este dată de faptul că avantajele în număr de voturi al lui Donald Trump sunt foarte clare, în principal în statele cheie care dau, de fapt, deznodământul acestor alegeri. E adevărat că în urmă cu 6 luni spuneam că Donald Trump are prima șansă. La fel de adevărat este că, sigur, uneori avem așa tendința de a supralicita poate predicții pe care le facem. În ultimele 6 luni, cursa electorală din Statele Unite a fost foarte complexă, complicată. Cei doi candidați s-au apropiat, la un moment dat Kamala Harris a trecut în față, însă ultimele 2 săptămâni și mai ales ultima săptămână a marcat cumva această desprindere a lui Donald Trump, remarcată inclusiv de sondajele de opinie din statele cheie, battleground states, cum spun americanii, sau swing states, unde aceste state decid practic deznodământul, și în aceste state marea majoritate a sondajelor au surprins acest avantaj a lui Donald Trump. Deci lucrurile sunt, încă o dată, deja sunt foarte clare. Prin urmare, dincolo de cine a câștigat, de ce a câștigat, motivații, acestea sunt secundare. Ceea ce e relevant pentru noi ca țară, pentru Europa, din care facem și noi parte, sunt politicele lui Donald Trump, cum va fi al 47-lea președinte Donald Trump. Iar din acest punct de vedere, aș face o observație. Și în 2016, atunci eram în Statele Unite, și acum observăm, sigur, pornind și de la discursuri de campanie, previziuni catastrofice cu privire la politicile pe care o administrație Trump le va aplica și previziuni catastrofice cu privire la consecințele asupra diverselor spații geopolitice. Pe noi ne interesează, evident, Europa Centrală și de Est, ne interesează România, ne interesează Ucraina, pentru că, evident, agresiunea militară a Rusiei nu are cum să ne lase indiferenți, dimpotrivă. Și din acest punct de vedere, eu aș milita și aș face un apel la ponderare, la moderație. Și în 2016, repet, au fost aceste viziuni alarmiste, însă administrația Trump, cel puțin pentru România, a fost o administrație bună. Haideți să spunem că sprijinul în materie de securitate pentru România al administrației Trump în primul mandat de președinte a fost mai mare decât în administrația anterioară. Au crescut alocările, inclusiv financiare, transferurile de trupe în acea perioadă, construirea de facilități solide pe teritoriul României. Pornind de la acest exemplu, evident că aș tempera încă o dată previziunile catastrofice. România are un parteneriat strategic solid cu Statele Unite și este adevărat, ține și de noi în următorii 4 ani să ne jucăm cărțile așa cum trebuie. Avem un avantaj tactic, aș spune, și anume faptul că România a inițiat deja niște programe ample, să spunem, de achiziții, de dezvoltare a facilităților de securitate, de apărare a țării, în principal de la parteneri americani, de la furnizori americani. Aceste achiziții se vor maturiza exact în perioada mandatului Donald Trump. Da, Donald Trump este un președinte tranzacțional, dar România are deja în mână și joacă deja niște cărți foarte importante, de la achizițiile de tankuri Abrams, la proiectată achiziție de avioane F-35, la colaborarea sigur, cu armata americană foarte, foarte strânsă, la cei 5.000 de soldați americani desfășurați pe teritoriul României. Toate aceste elemente și investițiile României, încă o dată, care nu sunt, și aici e o chestiune pe care, sincer, ar merita absolut criticată, și anume faptul că, domne, dacă noi achiziționăm tehnica militară americană, sărăcim bugetul nostru și cumva încercăm să ne cumpărăm securitatea. Nu, achiziția de tehnică militară de calitate americană
din acest punct de vedere, americanii produc cele mai bune arme, înseamnă o investiție în securitatea României. E o investiție pentru noi, în primul rând, pentru securitatea noastră, pentru garanții de securitate pentru noi. Și dacă acest lucru, sigur, ajută la o mai bună relație cu un președinte, cu un profil mai tranzacțional, nu ar avea de ce să ne supere. Deci România cred că este bine poziționată, trebuie să ne jucăm această carte de partener strategic, loiali acestui parteneriat. Iar America nu cred că ne va dezamăgi. Iau încă o dată ca reper primul mandat al președintelui Trump și aș evita, din nou spun, aceste previziuni catastrofice.